Cei care vor să fie directori de școli în județul Buzău trebuie să se apuce de învățat în această vară. Până acum, mulți directori alegeau să nu se prezinte la concurs, mizând pe faptul că nu au contracandidat și rămâneau în funcție prin delegație de la Inspectoratul Școlar Județean. Potrivit noii metodologii, trebuie să susțină examen pentru a rămâne în funcția pe care o ocupă. Anul acesta, spre deosebire de alte dăți, se pregătește și este gata metodologia de organizare a concursului pentru funcțiile de directori. Această metodologie se va aproba în curând și se va stabili și un calendar pentru organizarea concursurilor pentru aceste posturi de directori. În perioada următoare se va stabili metodologia și calendarul concursului. Un lucru însă este cert, directorii unităților de învățământ din Buzău vor trebui să demonstreze că sunt capabili să conducă o instituție de învățământ, iar aceasta se va vedea în urma concursului. Aștept ca la aceste concursuri să se înscrie cât mai mulți profesori, pentru că este bine să avem o selecție cât mai bună. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct de școală pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Au studii universitare de licență, sunt membre ale Corpului Național de Experți Educaționali, sunt titulare în învățământul preuniversitar, au cel puțin gradul didactic 2 sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani.